Poate tu crezi că ești urât, însă eu nu cred asta. Chiar sunt de părere că orice băiat poate să arate bine dacă își dă interesul. Dar există câteva greșeli pe care foarte mulți băieți le fac, care strică total aspectul fizic. În videoclipul de astăzi vreau să vorbim despre 6 dintre ele și vreau să spun de ce cred eu că îți ruinează imaginea, mai ales că și eu le-am făcut pe majoritatea. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima greșeală care strică aspectul fizic este că nu îți curtezi părul din nas. Când ești copil, singurul loc unde îți crește părul e pe cap, dar când ajungi la pubertate o să vezi că îți dă mustața, îți crește părul în tot felul de locuri unde nu te așteptai, printre care și în nas. Și crește ce crește până când îți iese pe nări și bineînțeles nu vrei asta, nu arată bine. Și cum scap de părul din nas? Ei bine, nu cu penseta, nu cu lama, ci cu aparatul de tuns. Părul din nas. Există în supermarketuri tot felul de aparate care au diferite capete. Un cap pentru tuns barba, un cap pentru tuns părul de pe corp și alt cap pentru tuns părul din nas. Așa arată trimmerul pentru tuns părul din nas. Eu mi-am luat un set din ăsta 3-in-1 pentru barbă, corp și nas la doar 100 de lei cred că am dat pe el. Așa că tundeți părul din nas e un detaliu care îți strică complet aspectul fizic. A doua greșeală care strică aspectul fizic este că ai linia bărbii prea sus. Sunt foarte mulți băieți care urcă cu conturul bărbii până undeva pe aici. Nu arată bine. Ce trebuie să faci ca să afli unde să înceapă linia bărbii este să iei degetul mijlociu, să-l pui pe mărul lui Adam și apoi să vii deasupra cu degetul arătător. Deasupra degetului arătător trebuie să înceapă linia bărbii, nici mai jos, dar nici mai sus. A treia greșeală care strică aspectul fizic este că îți tai părul singur. Poate exista aici o controversă pentru că sunt sigur că mulți băieți au impresia că își pot tăia singur părul mai bine decât un frizer, dar mă îndoiesc. Când eram mic nu prea îmi plăcea cum mă tundea frizerul la care mergeam și mai ciopărțeam eu un fir de păr de aici, unul de aici, ca să mai rezolv situația, însă nu rezolva problema cea mare care era și anume că frizerul meu era nașpa, nu știa să tundă bine. Sunt de părere că poți să te epilezi singur, poți să-ți faci barba singur, dar părul lasă-l pe mâna cuiva care chiar se pricepe și poate dura ceva timp să găsești un frizer care să-ți placă cum te tunde, însă e mai bine decât să experimentezi singur pe acasă. A patra greșeală care strică aspectul fizic este că nu tratezi vergeturile atunci când apar. Nu știu dacă se vede, dar aici pe piept și pe braț am vergeturi de acum 5 ani de când am fost prima dată la sală. Aceste vergeturi au apărut din cauza faptului că pielea s-a întins odată ce mușchii au crescut. Vergeturile pot apărea și când te înalți prea repede în perioada pubertății, pot apărea când te duci la sală și pui masă musculară și pielea se întinde, sau la femei când sunt în perioada sarcinii. Nu arată tocmai estetic și odată ce au apărut nu mai pot fi șterse, poate doar cu operații laser sau chestii de genul. Însă există tratamente pentru a le face mai invizibile. Există creme anticicatrici, antivergeturi pe care le poți folosi imediat ce vezi că ți apare o vergetură pentru a ajuta țesuturile pielii să se regenereze mai repede și să facă vergeturile mai puțin vizibile. Însă e important să folosești aceste creme, aceste tratamente când vergeturile sunt încă roșii, adică pielea e încă în stadiu de regenerare, pentru că mai târziu nu mai au niciun efect. Eu n-am știut la momentul la care mi-au apărut aceste vergeturi, am și pe spate din cauza că m-am înălțat prea tare, dar tu acum știi și le poți preveni. A cincea greșeală care strică aspectul fizic este că folosești produse de păr doar la vârful. Am făcut și eu această greșeală când am descoperit prima dată ceara de păr, dădeam cu ea doar pe aici, pe la vârfuri. Principalul scop al produselor de păr este să îți susțină și să îți așeze părul, ori dacă tu le folosești doar pe vârfuri, nu o să susțină absolut nimic. Când folosești ceară, pastă, pomadă, trebuie să îl întinzi foarte bine pe mână și apoi să bagi până la rădăcină, pentru că astfel nu îți va susține firele de păr și părul tău va cădea pe parcursul zilei, mai ales dacă e destul de lung. Și a șasea greșeală care strică aspectul fizic este că antrenezi doar o singură grupă musculară. Știm cu toții băieții ăia la sală care sunt obsedați să aibă pieptul de gorilă, însă au picioare de cocoș. Pentru a avea un aspect cât mai plăcut, trebuie să existe un echilibru, adică nu poți să ai dita mai pieptul și picioarele să fie scobitori. Așa că atunci când mergi la sală sau când te antrenezi singur acasă, antrenează toate grupele musculare, chiar dacă nu îți place să faci picioare și ai prefera să faci piept în schimb. Și probabil o să zici, da mă Edi, dar fetele nu se uită la picioare, se uită și ele la brațe, la piept.
Însă vreau să spun că fetelor nu le pasă atât de mult de câți mușchi sau dacă ai pieptul ca lui Arnold Schwarzenegger. Le pasă doar să fii în formă, să arăți bine la corp. Și a fi în formă, eu cred că înseamnă să ai un fizic echilibrat. Iar pentru asta trebuie să-ți antrenezi toate grupele musculare. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram. Aveți linkul în descriere. De asemenea, dacă ai o problemă personală și ai nevoie de ajutor, poți deveni membru al canalului apăsând butonul alături de mai jos și vei avea acces la serverul nostru de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele pe care adolescenții le întâmpină. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune M-ul reușită, nu rateu, pa, pa!